Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a acuzat astăzi procurorii DNA că nu au probe împotriva lui și că au un scop precis și anume să-l intimideze pentru că a arătat excesele și abuzurile din justiție. Tăriceanu a spus că acest demers are un efect pervers pentru că el promovează neîncrederea în instituții și dă impresia că Parlamentul este ocupat de oameni care sunt toți corupți. Șeful Senatului a spus că în aceste condiții se poate trage și o concluzie. Nu ar fi mai bine ca România să fie condusă de 100 de procurori vânjoși împreună cu 200 de ofițeri cu ochi albaștri care ascultă pe toată lumea și decid ei cine e bine să conducă România și cine nu, în pofida voturilor date de cetățeni? Ce mai contează votul cetățenilor? Lăsați-ne pe noi, că facem noi curățenie, îi dăm la o parte pe unii și îi punem pe ai noștri să conducă țara. Liderul ALDE acuză pe procurori că nu au nicio probă pentru a demonstra că anumite hotărâri luate de guvern ar fi fost nelegale. Tăriceanu a fost audiat marți în Comisia Juridică în cazul cererii DNA adresată Senatului pentru încuvințarea începerii urmăririi penale. Procurorii susțin că acesta ar fi primit indirect în perioada 2007-2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă. Președintele Comisiei Juridice din Senat, Robert Kazanciuk, a anunțat că peste o săptămână se va da votul pentru cererea DNA în acest caz.